asta, Minecraft SMP. Haideți la live, la Bergica. Am încep pornește să le dau link. Am pornit, gata, uite. E ca și a pornit, dar să sperăm că a pornit la prima cheie. Bercea, vă dau eu link-ul dacă nu cumva ați primit notificare. A, ba da, uite, stai aici. Oh, intrați da. Aici, băieți. Pe link-ul lui Bercea. Cred că tu mi-ai dat aici cea mai tare notificare din istoria. Da? L-am avut așa o notificare, cred că de 2-3 ani. V-am pupat. Știi, să intre fix înainte să începi. Mai aveam și noi așa vremuri. Hai de mine, ce vremuri erau, amice. Știi? Când intrau lumea înainte să încep live-ul. Hai de mine. Da, s-au dus. Bă, amice. Eu pierdui mouse-ul, mă, mucavaș. Am pierdut mouse-ul. Pune slow mod. Stați puțin că am pierdut mouse-ul, băi, copii mei. Aha. Bă, cum fix în momentul ăsta? Ce făcuși, mă? Fix în momentul ăsta se descărcă mouse. Stai așa că am încărcătorul de la PlayStation 5. Merge? Amice, fii atent, dacă intră vreunul pe ăsta, îl ardem. Îl ardem grav. Bine, cu tine mi-e cam frică, dar ți-ai făcut și tu protecție măcar. Da bă, ce ai? Sunt ca lumea. Bine, frate. Unde mi-e firul? Hai de capul meu. Asta e, nu e asta. A, gata, mă, l-am găsit, nu vă mai panicați așa. Bă, mouse-ul ăsta e scump, dar nu ține baterie la el, să mor. Da, băieți, bine m-am regăsit la un nou live Ohones aici alături de băieții cu bine m-am regăsit la live. Ia uite, avem aici și chat-ul. Mamă. Ia să-l pun eu așa. Uite, îl pun aici chat-ul, știi, să mă văd. Bine m-am regăsit la un live, este un live caritabil pentru a face fapte bune acum că tot vine Crăciunul, că știți foarte bine, majoritatea oamenilor doar de Crăciun fac fapte bune. Ei bine, noi mai facem și din când în când așa, dar ideea este că vreau să fac asta. Vreau să zic, noi când facem fapte bune, nu ne filmăm să noi punem pe noi ne filmăm niciodată, dacă știi de câte ori am dat noi bani așa la ăștia, la chestii sau... Nu neapărat, că dacă... Nu mai de acolo un 10 lei... Nu un video din asta. Uite, hai să spun ultima faptă mai frumoasă de am făcut-o. Eram la coadă să-mi cumpăr mici, că mi-era foame. Aoleu, mamă, ce foame. Bă, eram rupt, știi, și la Kaufland. Mă, și în fața mea un bătrânel cu geaca ruptă, așa, în fine. Dar eu l-am văzut târziu, că eram cap un telefon. Și îl văd că cere ceva. A dat 10 lei și am văzut că i-a dat rest 5 lei 50 înapoi. Știi ce joase? Doar o porție de cartofi prăjiți. După, mă uit și zic, tataie, dar nu vrei și o porție de mici? Se uite așa mine. Ba da, dați-mi doamnă și o porție de mici. A plecat, bă, și tu știi ce rău mi-a părut că nu mi-a dat în cap să iau un pui. Dar, bă, nu știu bă, de ce, eu m-am raportat până la ce îmi cumpăr eu, știi? Și mi-a părut rău că nu i-am luat un pui. Da, în fine. Mersi. Stați să fac și un story. Suntem chiar acum live pe YouTube, dacă vreți să-mi vedeți coarnele și să vedeți ce facem astăzi, intrați chiar acum pe acest link. Era să mor. Era să mori, amice. Da, băieți, știți foarte bine, este Gaming Marathon, de data asta este caritabil. Și după cum știți, Lecturicu a donat 500 de euro pentru copilașii care au nevoie. Cei de la Casa Bună. Amice, ia explică și tu pe la puțin, că tu știi foarte bine care e treaba. Deci, ce se întâmplă pe live-ul ăsta? Cei de la Casa Bună. Așa. De la Casa Bună, ei au multe chestii de genul. Adică ei se ocupă cu, în principal cu copiii care nu au educație, mâncare... Deci okay. Dacă intri pe link-ul din descriere pe care sigur îl ai și tu, stai așa să-l deschid acum, să-l am în față aici. Uite, de exemplu, dacă vrei să donezi bani, așa, în afară de periferici și alte chestii, uite, 20 de lei înseamnă o pereche de ochelari de vedere, 50 de lei înseamnă numai o pereche puțin, de aritaș. Stai puțin să văd și un link unde... Deschide link-ul. E ăsta primul. Okay. Da, primul link. Hai să-l băgăm aici. Exact, uitați, 20 de lei înseamnă o pereche de ochelari pentru copilași. 50 de lei înseamnă o pereche de Adidas. Stai să pun și eu chat-ul mai așa. Să se vadă mai bine, ăla e, uite, îl punem așa. Așa. 100 de lei înseamnă un ghiozdan complet echipat și 150 de lei înseamnă o masă caldă pentru 10 copii. 150 de lei pe care nu vreau să fiu răutăcios. Deci chiar nu vreau să fiu răutăcios, dar foarte mulți donează la pentru nimic pe TikTok când fac ăștia live-uri. Așa că nu știu ce vă oprește și pe voi să donați. Uite, se poate dona și cu PayPal și cu Revolut și transfer bancar. Și uite, amice, formular 3,5% din impozitul tău a venit pentru... ăsta e pentru Casa Bună. Oare amice, putem să... A dat Gania IP-ul pe live, what?
Tu nu făcuși vreo prostie, nu? Nu, păi eu sunt pe... Eu am serverul salvat, deci nu se poate vedea IP-ul și nici nu sunt în Minecraft eu. Aha, Gani cred că dăduse de 2 IP-ul serverul. Păi da, degeaba, că n-au ăștia și nu poate să intre. Cum că intră, iau-te. Pe bune? Sunt deja 3 care intrară. Da. Gani. Da, țeacă? Să sperăm că rezolvă în cel mai scurt timp. Sper că n-au OP măcar. Ar fi nașpa. De asemenea, deci nu uitați primul link de descriere dacă doriți să donați. După care, trebuie să vă arăt că Bucharest Gaming Week, știți foarte bine, ați fost prezenți și o să mor de răcit. Îmi cer scuze că fac treaba asta, dar nu pot respira. De ce? Hai repede la spawn să-i batem pe toți care apar să ne luăm inimile. Stai puțin să vină, stai puțin că intru imediat. Avem aici Bucharest Gaming Week în 2023, o să fie și vă puteți cumpăra acum bilete mai devreme ca să fie mai ieftine, așa că vă invit să vă cumpărați, aveți de asemenea un link în descriere, eu zic că se merită. 14-15 octombrie 2023, e bine să le iei din timp, ne vedem acolo în caz că nu dau colțul sau chestii de genul, Doamne ferește. Și, dar dacă nu îl trimit pe lecturicu, dacă nu ajung eu. Unde mă trimiți, bă? La Bucarest Gaming, stradu, că-s bolnav! Sunt bolnav. Mă, dar ce are chat-ul? Ah, stai așa, gata. Așa. Ce vreau să zic? Următoarea chestie, Samsung intră, așa, de sărbători poți îndeplini dorințele celor dragi cu cadouri de la Samsung, telefoane și tablete la super oferte. Poți face cadouri sau să cumpărați dispozitive pentru copii Casa Bună. De asemenea, aveți un link în descriere de la Samsung. Aici sunt toate produsele lor pe care le puteți cumpăra și oferi cadou cui doriți voi sau puteți face și o faptă bună. Aveți televizoare, frigidere, o mulțime de chestii. Uitați, aveți aici toate aceste chestii. Deci vă invit să intrați în caz că vă face ceva cu ochiul. Aici avem George Cycle. Hai să vă povestesc puțin și despre George Cycle. George este primul banking inteligent. Stați să intrăm și pe el. Așa. What? Nu știu ce s-a întâmplat. Așa, care îți oferă acces la super multe beneficii și experiențe tari, oriunde te afla. Pentru că George este ca tine, vei găsi în comunitate oameni cu același spirit ca tine și îți va deschide universul cu acces în locații tari și la evenimente cool alături de oameni cool. Deci ai reduceri la restaurante, cluburi și cafenele, bilete la preț redus sau acces gratuit la cele mai cool evenimente și experiențe upgraded by George. Adică unde George este sponsor, o să aveți chestii de genul. Mamă! Cum intră chat-ul ăsta, îl pun așa. Da, cam asta este și cu George, v-am arătat. Cred că închisă Gani serverul. Îl închisă? Păi, cred că da. Bravo, Gani. Păi și ce facem acum? Păi, eu știu. Deci, Gani, băieții, ca să înțelegeți, ne-a făcut mare troll. Rip server, mâncavaș, s-a închis seria. A închis seria, mâncavaș. Mă, cum să faci? Aoleo. Dar știi care e chestia? Că el nici măcar nu intra pe server să se joace, gen. Nu pot să... Deci nu pot să cred că a făcut treaba asta. Uite, îl punem aici chat-ul. Bun. Se vede și chat-ul. O să și interacționăm de îndată. Ce mașină vrei să ții în viitor? O să-mi iau o motocicletă. Uite, împreună cu lecturicu o să ne uităm. Sau, de fapt, nu. O să vreau să configurăm o mașină. Știți că vă place. Echipa de comunicare a Gaming Marathon și Bucharest Gaming Week. Echipa Gaming Marathon, așa. Gaming Video Or și eSports Summit București caută oameni pentru echipa de comunicare. Dacă ești la curent cu tot ce se mișcă în materia de gaming, atenție, anunț de angajare. Meme-uri și îți place să povestești și să scrii, adică dacă ești poet, mai pe scurt, dacă ești o fire, mai poet, așa. Trimite un mail agenției de PR, Daescu Bortun Olteanu, office@dbopeople.ro și spune-le cât de tare îți place universitatea, dar dacă vă căutați un job în domeniu, dacă vreți să lucrați cu noi. Cam asta este deocamdată, dragii mei prieteni. Dar aia, amice, că mă uit așa pe live la Ganicus, că dă du IP-ul și acum ne opri serverul și zice, bă, tu ești nebun, noi suntem live, ne opri serverul. Și ce zice? Și, păi inițial zice că gata, l-am oprit. Zice, păi lasă că l-ai oprit, noi avem nevoie de el. Da, și el ce face? Și el ce zice? Nu știu ce zice. Bă, eu mă duc și în jur, stai așa.
Intru acum. Ganicus 96. Ia stai mă, pe ce? Pe după el? E ziua aia de nas. A, stai așa, că nu stai abonat la Ganicus? Nu. Că da, acum. Păi nici eu nu eram abonat. A, stai așa. Stai așa, că-i dau acum. Dăm un refresh și îi comentezi, ești nebun? Bă, pornește, bă, serverul, bă! Malu, bă, Malu! Amice, vezi ce am în spatele meu, amice? Ia uite-te. Acolo este... Stai acum. Stai că eram pe live la Ganicus. Aoleu. Au, stai așa, s-a oprit display capture-ul. Așa. Ai parne de rând, sau ce? Merge, gata, lasă. Amice, știi ce am eu în spatele meu, amice? A. Mingea de la campionatul mondial de fotbal. A, frumos aici. Al Grisla, gata. Ia uite. Haide să vă arăt. Cine vrea să vadă mingea? Ia uite. Vreți să vă arăt mingea oficială de joc? Ziceți. Da! Nu tu, măi, măi copile. Bine, bă. Ia ziceți, vreți să vedeți mingea? Deci fiți atenți, aici am mingea oficială de joc de la campionatul mondial. Cine ăsta, mă? Ganicus. Stai. Da, amici, mă auzi? Da. Nu, stai așa, Gani. Mă, ce faci ăsta aici? Ce face? Stai așa să vă arăt și vouă. Bun, să dăm pe game capture. Și vă arăt și mingea imediat. Lecturicu. A dat IP-ul, bă, Gani. E greșeală, dar nu știu. Man. Ne bagă pe Whitey. I-am dat. Ia-o-s, gata, intră. Gata. S-a rezolvat problema. Se merge? Da, amice, gata, merge. Haideți să vă arăt mingea, bă, sunteți gata să vă arăt mingea? Vreți să vedeți mingea? Deci, atenție, fără mișto. Haideți să vă arăt. După cum puteți vedea, aici este mingea oficială de joc de la campionatul mondial de fotbal. Haideți că o și scot afară pentru voi. Ambalajul. În mod normal, uite, scrie aici. Dar nu știu cât se vede. Aici scrie Al Rihla Pro. Așa se numește mingea. Zice că este size 5. Size 5 este dimensiunea omologată de UEFA. Avem aici simbolul Qatar. Și aici este mingea. Stați puțin. Este mingea oficială de joc. Stați să vă arăt. Uite, aici. Stați să și vedem. Dar... Uite, avem asta de la FIFA, unde zice că e FIFA Quality Pro. Bun, imediat. Și vă arăt și unde zice că e mingea oficială de joc. Imediat, să văd. Dragul Gani, bă, amice, bă. Uitați aici, Al Rihla Official Matchball. Ia ziceți, mă! Ia ziceți, mă, cum e? Bă, n-are bercică. Mingea oficială. Dacă vezi, vă arăt și pe asta de Champions League, dar pe asta o știți. Asta este mingea de Champions League. Este mingea oficială de joc din sezonul ăsta de UEFA Champions League. Eu o să fac colecție de mingi și o să le punem în noul studio. Le punem aici împreună cu tabloul cu Ronaldo. Așa că dacă vreți să-mi faceți vreodată cadouri, mie să-mi faceți chestii din ăștia care au legătură cu fotbalul, știi? Așa, haideți să intrăm și pe Minecraft. Amice, mergem off spawn-ul, amice. Merge? Da. Sunt de mult acolo, sau nu dau dat printre așa. Stau de ceva timp, dar cad bine, adică că și înainte pusă-i. Dar nu mai ești tu, cred că-și de aia, da. Sau unde ești? Cum, că sunt aici, așa-i. Păi cred că ești mai jos, cine știe. Păi sunt jos, de rău, da. Eu mă pierd oricum. Bun. O să vin și eu, amice, să... Vreau să facem un challenge. Ce challenge? Că nu stau atât de mult să fac challenge. Nu, păi îl fac eu. Știi că avem acel challenge de la Logitech, imediat. Da, nu trebuie neapărat să-l faci. Bine, ei oricum o să doneze. Stai așa, că vreau să dau Minecraft-ul pe mare, că mă enervează.
Bun. Pe acolo asmențeală, cred că. Da. A, uite că se mișcă și mult mai bine. Mă, dar de ce Minecraft-ul când îl țin în full screen se mișcă mai prost decât când îl țin în window mode? Bă, nu știu, eu îl țin în full, nu window, în full screen. Da. Nu, eu îl țin în window mode. Deci e minunat, amice! Așa. Vreau să facem și un challenge așa frumos, să găsim și niște diamante. 1400 de oameni vă pup, haideți cu like-urile toată lumea, că dacă nu mă supăr. Și aș vrea să mai facem live-uri, deci eu vreau să dau drumul la o serie de live-uri. Măcar de 2-3 ori pe săptămână să facem live. Cine câștigă? Diseară. Bă, știți foarte bine, știți că eu sunt fan Ronaldo, da? N-am cum să-l iubesc pe Messi, n-am niciodată în viața mea cum să-l iubesc. Pentru că nu pot. Eu m-am îndrăgostit de Ronaldo, Ronaldo este viața mea și așa mai departe. Dar, sincer vă zic, mi-aș dori să câștige Messi. Nu știu. Parcă aș fi eu mai fericit. Dacă tot a ieșit Ronaldo, da. Da, dacă tot a ieșit, păi de ce? Că merită. Bă, dacă n-ar fi jucat nimic, da bă, da. Mai ziceam. Mamă, ce frică mi-e să mor. Mai ziceam. Da, Messi chiar a jucat, frate, și a tras echipa după el. Ăia sunt varză. Da, știi ce nu înțeleg eu, amice, și mi se pare păi la în noaptea minții. În 2014, chiar și în 2018. Bă, aveau echipă de echipă, amice. N-au jucat nimic. Bine, acum, în 2014 au jucat finala, dar bă, și Franța e forță. Echipă. Ce? Câștigă. Și acum când nu mai au echipă, da, când efectiv e doar el și cu portarul, cu Martinez. Mai Edi Maria nu mai joacă, amice, tu să bagi așa în jos sau ai o peșteră anume? Eu știu, vezi că e o de aia, dar nu știu dacă ai tu oxigen pe cască să ajungi. Am. Ai mi-am respiration? Da, am respiration 3. Ei, vezi că caută că e un de ăsta de apă pe acolo și bagă-te la fund. Să te bagi tu la fund, băi. Bagă-te tu la fund, băi. Ia. Mamă, cât de repede not. Ce ai, băi, ești nebun, stau fără aer 2 zile. Franța are toată apărarea accidentată. Da, plus că, bă, Franța nu au jucători de schimb. Deci este incredibil. Ei n-au cu cine să se schimbe. Dacă da, de exemplu... au venit fără Kanté, fără Pogba, fără Benzema. Da, știi că Benzema ar fi vrut să vină înapoi, că și-a revenit și l-a mai primit ăla. De ce? Și știi că de fapt, cica a fost mare manevră? Da? Că Deșam, de fapt, nu și l-a dorit. Ah. Pentru că, cica, iau domne, știi din ce cauză? Mm. Cum și-a permis când a câștigat balonul de aur să nu-i mulțumească? Și lui. Bă, tu auzi? Da, mă, că a câștigat balonul de aur, bănesc mai mult pentru performanțele de la Real Madrid. Păi clar pentru... că Franța a fost la Euro, dar n-au făcut nimic. La ce strat suntem aici? Suntem la stratul, oricum să se vadă coordonatele. Vreau să facem un challenge să găsesc și astăzi 100 de diamante. Dacă găsesc 100 de diamante, bine, oricum Logitech o să dea periferice, dar hai să vedem. Eu nu știu nici eu dacă găsesc 100, să știi că nu știu. Că nu știu. După că nu ulei, știu. Da, o să postez și eu zilele viitoare. Oh, un mineshaft. Păi cred că aici erai și tu. Pe acolo trecu eu, dar vezi că nu explorai chiar tot. Că se împărtă multe pește din ăștia. Eu acum am că încerc să ies afară. Mai am o grămadă. Că drumul nu-l mai nimeri. Bă, da ce armură am acum, amice. Nu mai frică, mă, cațeși. Bravo, amici. Ia să explorez și eu pe aici, că poate... Poate, nu mai dați mine. Ce ai, bă, ești nebun, am și fedofonii, am de toate. Nu mai lavă să nu cad. Vreau să găsesc și eu astăzi niște diamante. Uite, ai naibile. Bă, amice, vezi că se pot ăștia pe mine. Ce-am spus pe tine, amici? Scheleți ăștia de unde? Spus cu tine, am. O, lemne aici, chiar îmi trebuie, o să mai fac niște toți dacă e. Unde vezi finala? Păi cu lecturicul, cum cu cine? Sigur. Dă și el un suc? Da, bă, da, dă și el un suc, dar ce sunt amice, eu, bă? Amice, păi am cheltuit iarăși, amice, ieri 30 de ceva, un pă de milioane, amice, nu mai pot, bă. Cred, bă, da. Ce vreau să fac? Amice, cine m-a pus, mă, să mă mut? Ia stai, amice, din 26 de diamante, hai să ne câte primesc. Ia vezi. Eu la acesta sunt la 16. Ia lângă lavă sunt diamante. Așa ar trebui. Măi, șeful ăsta, poate găsim ceva interesant, dar nu văd pe unde ar trebui să mă urc. Cred că pe aici.
știi că am o belea mai mare ca mine. Da, din 26 luai 63, hai că de data asta fă ok. Știi că eu n-am mâncare deloc. Pe bune? Bravo. Acum văd. N-am mâncare. N-ai Ender Chest la tine? N-ai. Da. Psai de capul. 63 de diamante, amice. 33? 63. 63, da, dar nu e wow. Bă, foarte... No, nu fur de 3 ori, de fapt, că de 3 ori venea vreo 70 și nu ceva. Nu știu asta aici. Dă 2 ori jumate, mai bine decât până acum. Amice, ia stai mă, că mănânc carne de zombie dacă mă o să fac. Care ar fi șansele să mor de foame? Păi bă, dar ieși înapoi afară, ce faci? Că... Să ies înapoi afară? Păi da! La ce oră începe finala? Băi, finala începe la ora 15. Aaa! Un mouse spanner, am pus-o. A, păi nu știu că nu știu că nu-s de aici. M-au otrăvit păianjenii. Păianjenii. Uite pânză. Cred că trebuie să ies afară, băieți. Păi ieși, bă, că dacă stai acolo, n-auzici că nu faci nimic, ce-ai? Dacă nu... Da, eu nu mai am un cobblestone. Ieșim afară și ne întoarcem rapid. Luașem bine. Ai și tu niște cobblestone, amice? Deloc. Păi vezi că e în chest. În ce chest? Că nu mai e. În ăla al mare, cum să nu fie, sunt stack-uri acolo. Dacă spun că nu e... Fură, le văzui și eu că fură, dar nu știu ce nu mai zic. Nu le luat nimeni, eu îmi luai doar ce fă al meu. Doar a, ce... bă, da, bă, sunt. Crezi că în ăla, de lângă furnale. Bă, da, să-mi bag picioarele în ei de cărbune, amice. Că nu găsești deloc. Bă, amice, lasă-mă că eu nu știu cum să supraviețuiesc. Păi ieși afară, pe unde intrași, nu mai știi deja pe unde intrași? Bă, nu prea. Da, mă descurc. Bravo, aici. Stai liniștit. Mă pot descurca. Așa. Mă muci aici. Pe aici am venit. Bun. Mergem rapid afară, luăm niște mâncărică. Băi, fiu fan... Bă, da, și eu, adică... Băi, eu îl iubesc pe Alexianu și indiferent de forma pe care o traversează acum și chiar dacă acum o să fie și o să fie mai rău de atât și mai slab și eu tot o să-l iubesc, n-ai cum. Deci pentru mine, Cristiano a fost și va rămâne the goat. The goat. Acum știu că sunteți mulți care nu sunteți de acord cu asta, dar e fiecare frate cu cine vrea el. Amice, și de unde pot să procur și o mâncare pe aici? Ai idee? Nu prea. Am tu eu unde mâncare, ești? Dacă vrei. Eu eram pe afară, dar... Intrai pe aici un pic că... Că intrai să caut niște cărbuni. A, eu sunt la mouse spawner afară. Stai că mă duc să mă mur niște animale pe aici. Ar merge un RSQ8 configurat. Bă, ar merge. Hai că poate dăm. Dacă mă întărâtați așa și sunteți cumiți, băgăm și eu de la așa mai mișto. Bun. Uite așa se face hrana. A, bă, că nu mai trebuie. E bine că am ăsta, amice, că am fire aspect pe sabie și mi le dă gata prăjite. Aha. Păi da, știu că și eu am la fel. Da, băi, să luăm puțin și mergem să căutăm diamante, vreau 100 de diamante, ca să pot să bag și eu youtuberii. Păi și mai furași vieți amice de la youtuberi? Păi nu, că una o pierdui, că m-a bătut prima oară. Pe cum te bătu? Păi a fost prost. Bine, nici n-a fost să ne dă tu pe mine. Sunt bolnav eu rău. A zis să n-a fost să ne dă tu pe mine atunci. Bun. Ce că nu-l făcuse. Asta este toată mâncarea noastră deocamdată. Bă, să nu dați drumul la ăștia, că vreau să ne luăm și noi câte una. Ah, să bolnavi rău, bă, băieți. Zlatan Ibrahim, bă, nu e the goat. Nu e nici în primii 10, dar a fost bun, dar nu e de primii 10. Și vă rog eu ceva. Știți că eu nu sunt fan Messi, dar nu-l mai comparați mânca vași cu Maradona. Vă rog eu. Îl jigniți. Să-l compari pe Messi cu Maradona este o jignire... La Messi. Numai din punct de vedere al imaginii. A,
Ok, că și Messi a fraudat fiscul și i-au dat închisoare cu suspendare. Dar pare Messi genul de om care el habar avea de ce se întâmpla? Nici nu știa Tasso sau cine se ocupă de controlul lui. Ei au fraudat statul, nu el. Da. Iar să nu mai vorbim de ce făcea Maradona. Și că există posibilitatea ca las să fi jucat sub influența substanțelor de atâtea ori. Că nu erau controle. Eu zic că e mai mult ca sigur. E mai mult ca sigur, e mai mult ca sigur. Pe care o avea oricum pentru ele. Nici adică... nu îndrăzneai tu să iei pe ăla la antidoping. Păi nici nu știu dacă era antidoping atunci. Sau era, dar era prea puțin. Da, a fost bun, dar nu a fost... Deci după părerea mea, Maradona nu a fost nici la 40% din ce Messi. Ca și nivel. A jucat și el 3-4 ani pe la Napoli, da. Sau cât a jucat. A fost bun. Da, mulți au fost buni. Atunci a fost lumea șocată că nu prea se vedeau așa fotbaliști. Dar acum vezi ușor un fotbalist bun, îți dai seama. Man. Amice, sunt rupt de bolnav, amice. Ce, amice? Nici eu nu sunt prea vreau. Am fost aseară la meci și am stat apătat pe teren. Mamă, și iarăși am tras un frig. Cine te-a pus, amicete? E, am zis și eu, amice, să mă duc la ultimul meci din dans. Hai, gata, băi, ții mai omor și ăștia și mergem. Bun, bun, bun. E foc, foc, foc. Când te văd, merg în petoc. Messi o să ia balon de aur dacă câștigă campionatul mondial. Bă, mai mult ca sigur, ca și contribuit, adică... Dacă ia campionatul mondial și ia și se menține cum a început sezonul, cu asisturile și cu golurile de la Paris, n-ai cum să nu îl dai. Cred că ăsta ar fi cel mai meritat din viața lui. După părerea mea. Da. Deci eu cred că ăsta ar fi cel mai meritat balon de aur pe care l-a avut Messi în viața lui. Și poate... Nu... Opa. Și poate la fel de meritat l-a mai avut... L-a mai avut și Cristiano când a luat Euro în 2016 și Champions League-ul, dacă nu mă înșel. L-a luat și Champions League și Euro. Bă, Cristiano e la Real, dar doar se antrenează acolo. 2015, da, și el a fost meritat. Dar de exemplu, uite, eu în 2012 sau 2000, da, în 2012 sau 2011, ăla clar nu a fost. Și au fost multe. Ăla de anul trecut, iarăși, asta e părerea mea. Nu l-a meritat, frate. Adică, pentru ce dai balonul de aur? Messi, din 7 baloane de aur, a luat Champions League în 3. Restul au fost Copa del Rey și Copa America. Și Copa del Rey, să fim serios, și ar avea și Copa America. Hai zic că pe Copa America mai zici, dar pe ăla nu dai, frate, nu dai, orice ar fi. Gata, mă, hai să mergem, că avem mâncare. Ne ajunge bine cei. Nu dai, nu dai, frate, eu n-aș da. Nu, dar nimeni nu mai știe, adică ăștia care au șansă la campionat, îi doare în fund de cupă, adică, știi? Păi, exact, adică... De, și care joacă și în Champions League și în ăștia... Păi, dar pentru ce să te mai bați, că n-are rost, pierzi timp. Asta zic. Amicul că și-a luat iPhone 14 Pro Max, da, e o alegere bună, dar în cazul în care ai avut un iPhone mai vechi, în cazul meu nu se merită. Haideți, băieții, haideți cu like-urile, că mă supăr, dacă nu dați like-uri acum, eu mă supăr. Și unde era peștera aia, că nu mai știu. Nici măcar eu nu mi l-am luat și eu aveam 12-le. O să mi-l iau și eu la anul, pe următorul. Păi și eu mi-l iau la anul. Mi-l iau direct, nu mai stau. Deci la mine chiar nu se merita upgrade-ul, sincer, nu... Ia uite, băieții, bă. La petrece, deci așa. Să da, mă ajungeam la mici pe șirile astea. Nu mă înțelegeți greșit, a avut 90 de goluri. Dar pe mine mă interesează contribuțiile pe care le ai tu ca jucător. O, oh, VIP, ia uite-l acolo pe pansamentul meu, mâncaiași gura lui. Îl am acolo și pe Instagram, ăsta e al meu, pe la Fidel, n-am cum să-l dau. Hai să mergem după diamante, ce mai este, m-am luat și mâncare. Hai să coborăm mai jos. Da, mă, și asta zic. Amice, tu pe la ce strat îl le găseai? Păi, nu știu, că căutai în peșteră, nu mai săpai cu alea. Dar nu găsi iarăși cărbun, să-mi bat piciorul. Eu am cărbune. Ce părere ai despre Haaland? Haaland s-ar putea, are șanse mari să-i... Nu să-i depășească pe Ronaldo și Messi, dar poate să fie tot pe acolo. Hai să mergem.
au pariat 3, am pariat 3 milioane pe Argentina. Nu știu, mi se pare imposibil de pariat un meci de genul. Oh, da, adică chiar asta e... E prea greu, nu știu. Că poți să se ducă și la penaltiuri, adică tu dacă bași... Păi îmi pare genul de meci. Ia mă, asta de aici, amor. Nu mă urmâncam. Se duci la penalti, practic, și dacă bate Argentina. Dacă bate la penalti, nu se pune, așa că... Da, iarăși. Adică n-ai făcut nimic. Na, simplu. E simplă treaba. Nu știu, eu sincer vă zic, nu... Nu vă sfătuiesc să pariați pe astfel de meciuri, adică nu a... Și nu e mare brânză. Aia zic, ce... Ei, da, pariași... Pe ce cotă? Cred că au cotă de 2, amândouă. Ceva de genul, se împarte cota. Cred că pe la X e chiar mai, e chiar mai mică decât dacă te duci pe la solist. Da, în fine. Când și bateți dragonul, bă, să-l hotărească băieții. Bă, aha, că da. Eu nu știu unde ieși aici, să-mi bat picioarele. Oh, o carte. Impaling 4, ce înseamnă? Impaling, mi se pare, e pentru enchant, pentru ăla, pentru trident. Hai. Uite, iarăși niște torțe, lapis la Judy. Glass Judy. Bă, dar eu luai cărțile după mine. Iartă-mă. Nu, că nu-mi trebuie cărțile, că nu mai înceantez, dar nu mai știu să ajung la mob spawn-uri. Îți zic eu, cornoatele, dar de fapt îți dau o poză. Hai că cred că le-am și eu, stai. Ia vezi dacă le dacă nu, ți le dau eu. Ia să vedem. Hai, hai acolo cu întrebări, cu nebunii, cu ce vreți voi. Că vă răspund. Vă răspund, fratele vostru, și vă și lămurești. Ioti, bă, Ioti. Mă întrebea și asta. Aha. Scor corect. Nu pot, deci nu, aș zice așa, numai să mă aflu în treabă și s-ar interpreta. Nu, habar n-am, nu mă întrebați de scor corect. Hai să zic un 2-1 Franța, 3-1 Franța, ceva de genul. Oricum, n-are nicio noimă, adică ăsta va fi un scor așa, dat să nu adorm, știi? N-ai cum să anticipezi ceva de genul. E prea greu, nu, nu se poate. O să fie un meci de care pe care. Deși tind să cred că va fi un meci cât de cât plictisitor. Nu știu dacă o să vedem cine știe ce fotbal, să știți. Probabil o să joace foarte mult tactic. Ce? O să joace foarte mult tactic. Și exact. Că nu se riscă nimeni. Păi da. Iar care va da un gol se va pune cu... Mamă, cu curul în poartă. Cu curul în poartă, iar aia va domina și va fi văzută, domne, vai ce-au dominat. Mamă, mici, da. Ce găsi aici, mâncață și curata. Eu n-am văzut așa în viața mea. De fapt, ei nici măcar n-au atacat. Decât atunci când au dat golul. Ha, ha, ha. Iar sincer vă zic, Argentina s-a calificat numai din, nu din bula, nu, dar cu emoții mari la fiecare meci. În afară de cel cu Croația, i-au avut mari emoții. Da, mari emoții. Tocmai în cel mai greu meci au jucat cel mai bine. Da, exact, eu n-am înțeles-o. Deci restul de meciuri au fost praf, că n-au jucat. N-au, nu zice tu mine, n-au jucat. A fost simplă treaba. Nu s-a jucat nimic. Bă, și în cel mai greu meci atunci chiar au jucat. Și chiar au jucat tactic. Exact. Au stat cu capul la cutie, s-au rugat să nu ia gol și bam, bam, două contraatacuri, două goluri și au liniștit. Păi deja intri cu 2-0 la pauză. Bine, că nici cu lații n-au prea jucat. Bă, mi-a plăcut cum au jucat, să știi. Pe apărare slabi. În rest au jucat, mi-a plăcut. Da. Nu chiar mi-a plăcut. Modric pe tot terenul ăla, zici că n-are plămâni. Păi Modric e singurul care joacă, că restul... Bă, și ăla și... Da, mice, dar vrei să zic ceva? Știi că ăștia croații în viața lor au jucat la 6 turnee finale cu ăsta. Bă, 6. Au jucat cum ar veni la cum ar veni 3 mondiale, 3 europene sau ceva în genul. Știi câte medalii au? 3. Amice, vezi că e wow! Îți dai seama! Adică tu la jumătate ai făcut ceva ca lumea! Și au un loc cu 2 și un loc cu 3. Și ce mai au? Da, un loc cu 2, un loc cu 3 și nu mai știu. Ce-au mai făcut în rest? Nu mai știu. Cum poți? Bă, dar nu e niciun diamant pe aici, să mor.
Bă, vezi, nu cumva să fi trecut pe unde mai fost eu, dar nu cred. E un canion mare de tot aici, e mult rău, n-avei cum. Sunt la stratul acum minus 45, mâncava și pe aici. Și eu sunt mare și frumos aici. Ia-ți amice, cam pe unde ar trebui să sap și o să găsesc niște diamante? Bă, dar nu știu dacă vrei să sap gen în tunele de alea, n-are rost să sap aici, că poți să duci acasă și să sap acasă. Dar chestia e că tu n-ai nevoie numai de diamante. Păi ce trebuie și gold? Păi gold luai, uite că m-ai găsit pe aici. Păi care luai? Tu n-ai văzut cât gold îți trebuie pentru aici? Mai am și acasă mult, ce-ai? Și bă, oricum în Nether faci ușor gold. Nu faci! Nici în Nether ușor gold. Amice, gândește-te că îți trebuie... Câte vin, mă? 8 cu 3. Îți trebuie 12 blocuri de gold să faci o inimă. 12 blocuri. Și mulțește 12 cu 9. Că sunt aproape 2 stacuri de gold să faci o inimă. 2 stacuri. O inimă? Păi și ce mare blocuri. Da, și îți trebuie vreo 13 inimi. Diamante, ce zunata! Dacă ai silta, ce are cu silta și le spargi după, că no, dacă e câte unul... Dacă e câte unul, poate ai noroc, dar eu nu mai ghinion am să-i. Două, stai. Da, cred că sunt doar două. Da, sunt decât două. Păi și cât lași? 5 diamante, e bine. Păi tu lași bine. Bă, sunt bine. Nu, dar mi-e sigur să facă siu, niciodată. Ce aveți? Păi de ce să facă si? Păi asta, el îi mulțumește lui babă sa. Da? Sau lui Dumnezeu, n-am înțeles exact. Cred că lui Dumnezeu, totuși. Ah, ce prost sunt, ce prost sunt, ce prost sunt. Oh, De ce ești prost, amici? Era să mor. Jure. Bine, nu știu dacă muream, dar... Căzusem de pe mouse spawner. Ia să pămă puțin pe aici, așa. Huhu. Șușu. Șușu. Pe diamante. Și câte diamante îmi trebuie la o inimă? 3 blocuri. Adică 9 ori 3, 27. Puține. Bă. Nu merge Dynamic Lights-ul. Păi, dar amice, tu l-ai găsit? Nu merge, trebuie Optifine. Uite. Și noi n-avem Optifine-ul. Nu merge. A, uite că poți să-mi arate și... Și FPS-urile. FPS. E. Yeah. Da, bă, uite. Aici cam 400 de... Bă, de FPS-uri pe aici. De FPS-uri? Da, de FPS-uri. Nu merge. BMW seria 3 Touring sau seria 7 2017? Păi depinde ce vrei, că mi-ai zis, nu știu, ori shawarma, ori McDonald's, nu știu, depinde ce vrei. Mamă, s-a rupt. Dă-i numai McDonald's de ales. Nu, amice, nu. Lasă-ne. Nu pot, amice, nu pot. Sunt bolnavi ori, băieți. Bă, da, să nu găsești un diamant, mă. Bă, deci ziceți și mie. Ziceți și mie, da. La ce strat să sap după diamante? Deci, bă, eu la 50 am săpat, la 50-58. Fii atent! Dacă vrei să sapi în pătrate din alea, mă, sau ce vrei să sapi? Oare... Drept, gen, sau cum vrei să sapi? Să sap și în culoare și așa. O, gol pe la stratul ăsta! Sapă până că dai de bedrock. Da. Și te ridici un bloc peste bedrock. Ok, deci... Am dat? Aha, aici sunt. Gat, pe la 59. Bedrock. Cum ar veni să ai bedrock-ul sub picioare, gen. Da, sunt pe la 59. Mai acolo, ăla. Păi da, mâncă. Minus 59. Dar sap greu acolo, că e... Și am eficiență 5, dacă-ți vine a crede. Păi îmi dau seama. Cu ăla de Netherite, cred că dacă-l faci, sap pe o leacă mai repede, da. O leacă, dar nu, cine știe ce. Cărbune mai am, sunt ca lumea, sunt ciumeg, putem rezista.
Panice, eu te las momentan. Hai că ne vedem la 5. La donațiile pentru casa bună. Hai, te-am pupat, să fii iubit. Vă pup, băieți, pa. Eu plec, da. Pa. Ar fi o leacă mai sus pe la 32, nu cred. Nu merge Dynamic Light-ul, trebuie să băgăm Optify, nu aia belea. Faci watch party la finală? Ce e asta watch party? A, gen, să ne uităm și... Ia să vedem. Dar cum să sap? Bă, ăsta e folosit, ăsta e folosit. Mai am și eu nevoie de șerțele. Sunt rupt de răcit! Da, bă, băieți. Ia uite, stau acolo cu mingile Champions League pe spate. Uite, câte like-uri avem? Avem 1500 de like-uri, da? Ei bine. Goldul ne trebuie neapărat. Trebuie să vă zic că dacă strângem, uite, la 3000 de like-uri donăm 500 de euro, vreți? La 3000. Du-te 5 blocuri în sus. Pune modul lent. Păi așa nu mai scrie nimeni, las că așa de șerași, tu mergi. Bun. Champions League, da, cum a zis ăla. Pierde pentru că apare... Cine? Drake pe ei? Nu știu. Dacă... La minus 63, păi nu merge la minus 63, uite, asta e maximă. La minus 61. Nu merge mai jos de atât. Mai jos nu se poate, băieți. Ti respect. Și eu te respect. Hai, haideți acolo cu întrebări, cu ce mai aveți. Bă, vreau să găsim multe diamante astăzi. Deci vreau și eu multe diamante, vă rog eu. Vreau și eu multe diamante astăzi. Ce părere ai de Barcelona de când a plecat Messi? Se vede ce să mai... Ce, pe ce părere ai putea să ai? Mamă. Liverpool și Mohamed Salah. Mohamed Salah. Bă, e bun Mohamed Salah, da. E bun, nu e, nu mi se pare jucător cu personalitate. O să faci live cu Farming Simulator? Nu, no, momentan nu, dar poate o să mai facem. Cine știe, am văzut că vă place. Bă, un diamant, nu? A, bă, băieți, faceți, bă, și voi cânte cu diamantelor ceva, mâncava-și gura voastră. Diamante, ce zi-mi dată? Aie, mă! Aie, mă, băieți, aia zic. Aia zic. Așa se face, cânte cu diamantelor. Dacă e bine. Hai. Au fost 4, am avut 7, hai că a fost ok, a fost decent. Diamante, ce zi-mi dată? Aie, mă, vezi? Faceți și voi mai un cântec, mai al diamantelor, mai o aia, mai o aia. Avem 14. Mamă. Trebuie să mai luăm așa XP din asta, că mai încărcăm la târnăcop acolo. Sapă 3 blocuri înălțime? Așa gen. Ok, am înțeles. Da, e dreptate că aici există șanse să fie mai... Înainte că se găseau și ele la 11. Hai de capul meu ce bine era. Îmi poți spune la mulți ani? Bă, dacă vrei zici la mulți ani. Hai, hai băieți acolo cu un like. Cu un like pentru fratele vostru. Nu dați voi un like la fratele vostru? Pe aici ar trebui să mai găsim noi diamante. Pe aici ar fi bine de găsit așa. Ia, dă-i pe aici, băcic. Haide. În timpul ăsta mai vorbim, mai un alta, mai o Caterincă. Mai fie episoade cu Ghostwatchers. Bă, s-a făcut update ceva? Bercică, 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 bercică. Diamante, ce zi minunată! Aia zic, mă, aia zic. Dar iar sunt puține.
Bam, bam, bam. Două diamante. Bă, de cât de loc? Eu zic că e bine. Hai că merge asta cu trei așa. Hai că am găsit, suntem bine. Avem 18 diamante. Băieții știe fotbal? Nu? Ai văzut că la fiecare cupă mondială a prezisit a câștigat toate? Da, Argentina, cine știe? Dar mă zic, nu e regulă. Așa ziceau că era o tradiție că golgheterul de la Euro a câștigat mondialul cum în ultimii ani. Și uite că Ronaldo a fost golgheter la Euro și n-a mai câștigat mondialul. Deci, deși dacă câștiga, plângeam să mor. Uite-l acolo în spate, uite-l aici. Pe Ronaldo. Bă, dacă până și Banciu i-a luat apărarea lui Ronaldo, păi ce să mai zicem? Cei care îl critică, pe bune, nu știu fotbal. Și, nu, și chiar nu o zic doar din postura de fan și că îl iubesc. Dar aia chiar nu știu fotbal. Pe bune vă zic. E lava aici în spate să mor. Băi, a trebuit să bag și un mod cu mapa, frate. Bun, bun. Diamante, ce-ți vreodată? Bă, vezi că se găsesc bine, mă, la stratul ăsta. Dar doar atâtea sunt iarăși două. A, bă, nu taci. Oh, dar vai! Bă, voi îmi purtați noroc, mă. Vezi că v-am găsit bine. Lui Markovic aseară, da, a fost maker gol. Deci, bă, ăla are o gleznă fină ce n-am văzut. Eu n-am văzut așa ceva. Băi, frate, cum a dat din prima, lobul perfect, mingea nici n-a atins jos, a lovit direct plasa, deci... Diamant! Nu te cred. Aici a fost unul. Și aici unul. Aia e. Băi, e bine să săpăm așa dacă mă întreb pe mine. Hai că avem deja o inimioară. Mi-ai dat foc la inimioară! Și începe să mă doară. Cum se face inima? Știu că am și de la, am netherite de la. Ai not. A, gata, știu, ne trebuie un mod de aur, parcă, nu? Dar ne mai trebuie gold. Bine, că mai am și acasă gold. Mare și legumă, mai ciordalese, dacă e, nu-i problem. Mi-ai dat foc la inimă. Fă o fermă de Enderman și ai... Da, dar nu știu cum și n-am fost în end până una alta. De pe ce să cumpăr GTA 5? De pe Neba ai un link în descriere, dar nu la clipul ăsta, la altul. Și poți să faci acolo. Dacă doriți, nu uitați să donați pentru copilași. Vă repet, aveți un link în descriere la asociația Casa Bună și puteți să donați acolo, dacă vreți. Cei care au posibilitatea, bineînțeles. Stați puțin. Trebuie să mă dau și eu cu spray în nas, că deja nu mai pot respira. Ah! Bă, deci ăștia sunt cadrugule, aia. Ah. Ah. Ce bine. Ah. Ah. Ia să vedem. Deci ăsta am văzut că își face mai greu efectul, dar aș când și-l face, și-l face pe cavaș. Nu e niciun moderator pe live, ba e Nightbot-ul. Salut, șefule. Păi de ce nu am mod? Bă, Nicule, îmi pare, am scos de la toată lumea. Erau prea mulți, mulți nu erau activi și vreau să mă pun puternic pe live-uri. Gen, să mai fac și eu așa un live. De 2-3 ore nu fac mult. Pe seară sau la câteva, cine știe când. Și vreau să am moderator noi care să facă treabă. Uite, aici am găsit diamantele alea. Mi-ai dat foc la inimioară și începe, păi, să mă doară. Opa, ceva a căzut acolo. Au, 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 au. Ia să vedem. Ha, mă, hai, mai dă și mie niște diamante. Dar mai multe, știi ce e drept? Găsești diamante, dar mai puține. Uite niște resturi, ia să mai băgăm într-un copul ăsta niște viață.
Bun. Ia ce mai ce lumea prin comentarii. Hai băieții, hai cu like-urile acolo. Vreau 2000 de like-uri rapid. Deci dacă nu dați like, eu mă supăr. Pardon. I beg you pardon. Live honest, live honest. Bă, nu se vede nimic. Pum, cum să se vadă, mă? Ia uite, vezi ca ziua, ești nebun. Zici cam X-ray. O să faci o serie de Fortnite. Bă, nu mă pricep. Deci eu sunt anti-talent la jocul ăla. Ăla e un joc pe care chiar nu-l cunosc deloc. În sensul că știu așa despre el, dar nu mă pricep. Nu mi-e la îndemână. Iron. La nivelul ăsta. Bun. Înainte era regula, știi că lângă restul sunt diamante. Era. Hai mă, hai, dăm și... La ce oră începe finala? La ora 15, băieții. Aș vrea să ne mai uităm pe ce mai facem pe aici. Oricum, mai vreau să mai fac și eu de o sabie, niște diamante. Eu mai am acasă niște diamante, oricum. Aș vrea să mai găsesc niște diamante. Hai să mai săpăm puțin, după care mergem sus. Că vreau să mai fac și o inimă. Bam, 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 bam. Și o sabie. Aș mai vrea o sabie. Hai mă, hai. Șaptesprezece sau 15? 71. Ai văzut ce telefon are sălbaticul? Da, e nebunie cu el. Me. Când te muți la apartament? Bă, hai că am și un update pentru voi în premieră cu noul studio. Problema este că... Totul este gata, gaze avem, curent avem, mobilă, s-a dus tot, s-a dus pat, nebunii. Mai am televizoarele, dar dacă n-am, am absolut o gaze, ce vrei tu, draperii, perdele, de ultimă fiță, totul, model. Ghici ce? Nu pot să bag internetul, deci am probleme cu ăștia de la Digi. Pentru că, domne, ca să vă dați seama cine a pus tâlpul, l-a pus puțin mai în spate decât unde e blocul. Și ca să vă imaginați așa cum e treaba, dacă trage firul la fir, deci ca să înțelegeți, cel care a făcut blocul la mine a tras el toate firele, știi? Sunt băgate prin pământ ca să nu mai fie nevoie să mai tragă ăștia fire, să atârne, să fie urât. Nu frate, totul prin pământ frumos. E, ghiciți ce mâncava și gura voastră. Dacă trage firul, ciupește atât din gardul vecinului, atât, din gardul de la vecinul. Și trebuie să iei aprobare de la el. Deci trebuie să iei aprobare de la el la notar că el îți dă voie. Și a rămas așa, adică nu mă așteptam ca fix aici să mă împormolesc și... Dar de fapt acolo e internet undeva, dar habar, dar nu știu, aștept să fiu informat. Trebuia să mă mut de vreo 200 săptămâni și cei de la Digi mă întârzie, se mișcă greu, n-am ce să fac, nu, na. Am luat și internet de la puternic, am luat de toate, cablu cu 4K, cu nebunii. Mi-am luat și eu televizorul la sculă, mamă, și ce televizor sculă am luat. Fai de capul meu. Dacă vară ce televizor am luat, ăsta e... Diamante, ce-ți luat? Ăla-i tată, hai. Hai că le luăm și pe ăștia și mergem. Mi-ai dat foc la inimioară. Vezi că sunt multe diamante. Da, tată. Așa, tată! Bun tătuțu! Bun tătuțu! Bagă-te pe Orange. Păi degeaba vin, nu... Bă, ce drept pe la Digi sunt și mulțumit. N-am ce, internet bun, prețul bun. Da, și acum stau. Bine, într-un fel nu e nici vina lor, dar... Dar cât durează steți să îmi bage netul de la Orange, în caz că vreau să mă hotărăs să iau de la Orange? Adică, dacă îi sun astăzi. Bun, hai să mai mâncăm ceva, hai să mergem sus.
niște CSGO cu Palaș, bă, el e mai mult noaptea, eu sunt mai mult ziua. Poate când noi facem și o live-uri, cine știe. Poate le invităm, ne băgăm, cine știe. Dar eu am vorbit cu el, nu, e foarte de treabă, băiatul. Faci vlog cu un apartament? Clar, avem studioul cu tablouri, cu... Mamă, cu tricou. Știți că eu am tricou ăla al lui Cristiano de la United din primul sezon? Nu din primul, de fapt, dar înțelegeți ideea. Opa. Așa face. Vezi? Dacă nu știți, te porți. Știți că eu am tricou ăla cu Cristiano. Și vreau să-l înrămez ăla cu 7 de la United din sezonul 2007-2008. Știți, a? Ăla o să facă bani grei într-o zi, dar nu-l vând nici să mă omori. Nu-l vând, nu se vinde tricou ăla, n-are cum să se vândă vreodată. Uite, de acolo am venit. Păi, made the fuck, pe la inimioară. Bă, dar ce mă cu mine de-am învățat să mă întorc? Adică sper că am venit de aici. Mai n-am venit de aici? Oh, la pis la jurii. Da. M-am bucurat degeaba, pot spune. Nu mai știu de unde am venit, mă, Cavaș. Pe acolo, nu? Diamante, ce-ți mi-o dat, a? Mai plecăm și noi așa cu un ciubuc acasă. Acum ar trebui să-mi văd și o să ies de aici. Jur că nu mai știu de unde am venit. Ha. Ha. Ar trebui să mă și eu după torțe. Dar te derutează rău ăștia. Când mai bagi un CSGO? O să jucăm și CSGO când încep și eu cu live-urile. Dar v-am zis, dați-mi puțin până nu mai... am nevoie numai de puțin timp. Bă, da, da, toți mine, bă, băiatule. Să mor dacă mai știu de unde am venit. No idea. Cât te-a costat tot tatuajul? E greu să stați. Undeva la... cu reducere aproape 2000 de euro. Dați ce minte cu reducere. Cred că... dacă n-ar fost reducerea, undeva la 2400-500 de euro. Ceva de gen. Nu știu exact. Cam pe acolo. Deci. Dar vreau să vă zic, uite, tatuajul ăsta de aici. Stai să vi-l arăt. Uite ăsta. Cu porumbelul. Din zona asta, uite, vezi? Aici. Ăsta. M-a durut de m-a spa... Deci, ca să înțelegeți, n-am avut treabă pe aici. Pe aici am tatuaj, uite, vezi, am peste tot. Bă, n-am avut nicio treabă. Ei bine, ăla... M-a spart în două. Eram rupt, eram mâncat, eram... Bă, mai puteam! Și fără să exagerez, bă, nu mai știu pe unde am venit, mă jur. Hai că urcă sus pe aici pe apă. Dar dacă dai cu săpun se șterge, normal că se șterge. No. Te-al naibii. Te vede, băi. Pe unde s-o iau eu ăsta? Bă, du-te de aici. Bun. Urcăm mai sus. Avem fix o oră de live-ohones. Stăm bine. Aș vrea după aceea să ne configurăm, dar să vă gândiți la ce mașină să mai configurăm. Suntem la statul 31. Vezi că am urcat bine pe aici. Vezi că am urcat bine.
Hai să ieșim afară pe aici. Urcăm așa, ce-o fi, o fi. N-a trebuit să urcăm prea mult. Exact ce mă gândeam. Așa. Ba, vezi că urcăm ceva, cred. Așa. Nissan GT-R. M4. BMW M5, care arată bine. Bă, chiar arată, arată. Uite, mă, că am și ieșit afară. Și uite, și ăla. Hai să ne punem aici, ca să știm de unde am venit. Ba, ba. Bă, o să-mi fac și eu un PC mai nou. O să-mi fac un avion. RS-7 sau RS-Q8. Ne. Ar fi, ar merge și ăla, merge. Într-adevăr. Îmi place, pot spune că îmi place. BMW când e dor de bumba. Băi, mi-aș face, uite, dacă ar fi un BMW M4, ce părere aveți, a? Bercica, Argentina sau Franța? V-am zis, mi-e imposibil, mi-aș dori să ia și Mbappé un balon de aur, dar mi-aș dori și Messi să ia mondialul. Și așa, bă, știți care e treaba? Asta cu balon de aur nu mă mai impresionează, deci pe mine de câțiva ani m-a dat pe... De când am luat Modric, n-am mai... N-am mai ținut cont. Deci nu m-a interesat. Așa că... Că e balon de aur, că nu e balon de aur, nu mă interesează. Sincer vă zic. Bun. Am ajuns aici și a. Suntem toți aici și a. Bă, bag un stack, scot un stack. Știți și voi. Uite aici am pun și eu. Am pun și eu ăsta. Mai am niște goldean. Lapis glas jury. Cum place mie să zic, impolingul ăsta e bun. Avem și niște iron. Am pun și ăsta aici. Cărțile și așteptăm să se mai strângă ăștia, să mai facem level. Ia să fac eu să avem între timp, dar între timp, de ce nu să și donăm, pentru că am promis că donăm, da? Așa. Unde este? Uite aici. Așa. Am promis că donăm, da? Display capture. Bun. Cum donăm? Pe aici, cu PayPal-ul, bun. 500 de... Deci se vede, da? Suntem pe... Stați așa, să dau înapoi ca să vedeți. Deci suntem pe asta, pe casa bună pentru a ajuta copilași și 20 de lei înseamnă o pereche de ochelari de vedere, 50 de lei înseamnă o pereche de AIDA și vă rog frumos să donați și voi dacă aveți posibilitatea. Avem 100 de lei și 150 de lei o supiță. Hai să dăm pentru copilași. Eu o să donez cu PayPal-ul. O să facem 500 de euro. Exact ce am vorbit. Adunat și, și lecturicul. Imediat să-mi bag și o parola. Bun. Ia să vedem. Sper că e asta. Sper că am nimerit asta să... Că iarăși m-a defocalizat ăsta. Așa, gata. Hai că revine acum, ia uite-l. Bam! Gata. Ce bă? Nu e corect? Stați puțin. Ce ciudată mie când bag parolele pe live. Dar se și încarcă greu ăsta, nu știu ce are mai exact. Stați fac ăsta puțin mai mic. Uite, îl punem aici. Gata, tati. Sorry, if you are așa, eu. Next. Așa. Bine, asta e o vrăjeală că cardul ăsta nici nu mai iam, dar asta te întreabă în caz că n-ai bani pe cont. 500 de euro. Să fie. What? De ce nu merge? Stați așa. Păi, dă-mi... Păi, ce mă enervează. Aia, hai că dau cu cardul pe lui Betty dacă e.
De ce nu mă lasă să dau din cont? Nu înțeleg. Și o mor. Băi, ce mă supăr ăsta, ia. Deci, e o situație ce are de nu merge. Ce semnifică tatuajele? Credința mea în Dumnezeu. Comunii, stai să mai omor din ăștia, comunii își... își tatuează zeități. Imediat donăm sau nu știu ce chestii. Te fac și o level 30. Nu știu. Eu nu-mi tatuez gen pe Zeus, pe ăsta. Adică mi-aș tatua doar dacă aș crede în mine. Sau pe... cum am văzut că e la mod acum să faci pe ăla, pe... cum îl cheamă, pe la al vikingilor. Am un lapsus. Odin. De ce l-ai tatuat, nu știu, dar în fine. Betty, văd că-mi scrie un mesaj. Folosești cardul meu pe la ceva? Ah. Păi de ce nu-mi dai cu PayPal balance-ul? Stai să facem și noi level. Deci, e tare ciudată treaba. Deci nu mă lasă să donez cu asta. Nu înțeleg. Deci nu înțeleg. Mai încercăm o dată. Dacă nu, o să dau eu banii altcumva, dar după live. E tare ciudat asta. Stai că o mai iau o dată. Am. Deci eu vreau să donez prin PayPal. Donate. Așa. 500 de euro. Mai încercăm așa o dată, dacă nu. Da, nu mă lasă să dau direct din balanță. Da, o să dau eu după. E ciudată treaba. Păi am și euro pe ăsta pe PayPal. Aoleu, am făcut o prostie mai mare ca mine. Deci nu e... e o ciudățenie. Nu... deci chiar nu înțeleg ce se întâmplă, dar nu contează. Hai să mai facem niște levele. O să vorbesc eu și o să donez oricum 500 de euro după. Știți foarte bine că nu-mi bag joc. Adică n-aș zice un lucru și să nu-l fac doar de dragul de... cum și lecturii cum v-a donat. Nu mă lasă, ați văzut și voi îmi dă eroare. Ia să facem așa o sabie. Dar e problemă probabil de la platformă. Looting 3, mâncava și gura voastră din prima exact ce-mi trebuia. Din prima exact ce trebuia. Și dacă o bag eu pe a mea. Mamă! Dar dacă facem invers, 34. Deci avem... nu, Bane of Atropolis să se ducă. Am break the fire spark. Mamă, păi e tank sabia. Hai să o facem pe asta. Dă-i pe asta cu looting. Că ne trebuie looting. Exact ce ne trebuie, ești nebun. Oh. Bam. Și bam. Nu. Deci am breaking 3. Avem am breaking de fire aspect 2 și armes. Ești nebun la cap. Ah, dar am uitat să o denumesc. Acum primim și mai multe ăștia de la Zombalai. Era bun și un sweeping, ești de la. Merge să biuța fuge, nimeni nu ajunge. Ia, ce avem aici? Aici avem, așa, să mai curățăm. Acum, da, măi, uite acum ce cad din ăștia la, pe la looting 3. Dar care e maximul de looting? Ia ziceți-mi și mie, măi, prieten, măi. Care e maximul de looting? Așa. Bam. Și bam.
Am curățat-o, sunteți nebun. Oho, ce e aici? Nu stai. Bam. Deci care e maximul? Mai fă inimi, păi asta vreau să fac. Dar îmi trebuie măr de aur, nu parcă? Sau ce trebuie pentru inimi? Parcă îmi trebuie măr de aur. 3. Ok. Îl avem aici pe Papegani. Vorbește în joc. Că nu te aud, Gani. Nu am ăla. Ah, ok. Da, l-avem aici pe Gani, care vrea să ne facă felul, așa cred. Nu. E bine. Așa, deci cum fac inimioara? Deci îmi trebuie Golden Apple, nu parcă? Sau ce îmi trebuie? Ia ziceți-mi acum rapid. Ia stați așa să facem. Așa. Bun. Bun. Hai că avem la gunpowder de ne... Pe bune. Suntem full de gunpowder. Ia uite. Ce e aici? Vandalii, vandalii ce au venit pe server. Mă reînșantat. Nu. Măr de aur din ăla bun. Cum adică din ăla bun? Păi și cum înșantez mărul de aur? 5 lei de la Fabi, te pup și îți mulțumesc, Fabi. Pune e-mail să poți dona, altfel nu merge. N-are treabă. Măr de aur enșantat. Păi și cum se face mărul de aur enșantat? Ziceți-mi și mie. A, cu 8 blocuri de aur. Ok. 8 blocuri, da, gata. Deci un măr normal și 8 blocuri de gol, gata. Bun. Mamă, dar aveam și o gol de acasă, mă, cavaș. Hai să mă băgăm aici. Bun, hai să mai băgăm pe aici niște goldean. Goldean. Să băgăm și pe ăsta. Să mai fac și o inimă. Hai să facem o inimă. Hai să căutăm umăr. Ba, cred că și cu mama Fedor Folingului și cred că dacă cază zice la aici. Bun. Bă, chiar că la Sabi ar trebui să o numesc Tețoaica. Ce părere aveți? Merge? Cum fac să iau umărul mai ușor? Spar cu pumnul, nu? O predicție la Formula 1, sezonul viitor, nu știu, nu prea m-am uitat, mi-am pierdut interesul de când s-a întâmplat de la tâlhăria de anul trecut, de când i-a luat titlul lui Hamilton, nu prea m-a... Adică mai îmi place, dar Hamilton a decăzut. Am o dă-și mie umăr. Mi-e trebuie umăr. Sparge un copac. Hai că spargi copacul, da. Ok, hai să mai spargem pe aici. A, și după. Da. Bă, de ce sunt ochii... Păi e duminică, e zi, lumea de obicei pe live-uri, seara e de live-uri, nu ziua. Deci seara e cel mai bun moment de live-uri. Un măr înșantat, gata, tata. Vă mulțumesc că mi-a zis. Mereu mă pot baza pe voi de info de calitate. Mamă, n-am găsit nimic aici să mor. Trebuie, mă. Să rup să mor. Da, mă, facem un rescue 8.
Among Us când? Bă, m-au tot chemat youtuberii, dar n-am avut când, frate. Eu am muncit, deci nici la sală până mai fost. Am muncit la apartamentul ăla, îmi-au luat țeapă, că așa e când ai încredere în oameni. Dar nu știu, am fost legal la ochi, am fost prost, asta este. Uite, mă rog, gata. Asta este. Am comis-o. Să n-aveți încredere în oameni, nimeni. Am avut încredere în... Nu vreau să dau nume. Și mi-au dat țepe. Dar nu e problemă că nu rămâne totul așa. Nu mă răzbun. Departe de mine gândul ăsta, da? Nu știu cum poți trăi cu impresia că ai făcut un om. Dacă voiam să fac rău... Deci credeți-mă că dacă voiam să fac rău, aș făcut un rău. Deci, nu că vreau să mă laud, dar cunosc pe persoane care m-ar ajuta și atât de puternice și nu mă refer la violențe fizice și tea, nu. Oameni foarte suși-puși. Oameni care de atât au nevoie. De un nume. Și poți să faci rău să nu de ninorocești. Cum lovești un om cel mai bine? La bani. Și când i-ai dat o gherlă de asta, dar nu fac eu de ăștia. Și am avut atâtea ocazii să fac din ăștia. Da, adică nu că mi-au luat banii și au dispărut. Mi-au luat banii și au făcut treabă de mântuială, le-am dat banii. Că eu așa am vorbit, la mine vorba e vorbă. Eu când zic un lucru, așa e, nu știu. Am eu prostul ăsta obicei să fiu de cuvânt. Să-mi fie rușine de oameni. Și... și-au bătut joc. Asta este. N-am ce să fac. Așa. Eu aș fi putut să fac rău la multă lume, dar nu pot. Nu e felul meu de a fi să mă răzbun. Mă aprind atunci și după aceea îmi trece. Ia uite-o, mă. Vin peste tot. Da, mi-au luat banii. Asta este. Plus o inimioară și a început ca să mă doară. Mai am și diamante acasă. A trebuit să mai mergem să mai luăm niște nedere scrap. Deci puteam să fac rău la multă lume. Dar n-am vrut. Mi-a părut mereu rău de oameni. Și știu că mulți sunt proști. Când văd banul în mână, le ia capul și de aia. Da, mingea din spate este cea de la World Cup. Aia, uite asta. E cea oficială de joc. Este chiar mingea oficială, dacă te întrebi. A trebuit să luăm niște nisip, să fac niște TNT-uri. Că am la material de... Dar ar trebui să-mi fac și o lopată, să o enșantez. Da, de fapt nu mă enșantez, las-o așa. Ia să vedem câte TNT-uri fac. Că eu cât am adunat aici, de mi-a venit rău la asta, eu l-am adunat. Da, și asta este. Așa că să mai aveți. Na, nu vreau să dau nume, n-are rost și nici nu știți cine. Am chemat eu niște meseriași, mi-au cerut, deci ca să înțelegeți, eu puteam să fac eu treaba asta, eu neavând timp și făcând și YouTube și asta, n-am timp. Și am zis să chem un meseriaș să-mi facă treaba asta cu o echipă și mi-a cerut un preț enorm, i-am dat, n-am negociat nici măcar un leu. Deci a cerut, probabil o să fac publică treaba, dar n-are rost că până la urmă degeaba fac, că... Tot rău se cheamă, nu-mi place mie să fac rău. În fine, și n-am negociat niciun leu, doar speranța de a mă muta odată, de a termina și-au bătut joc. Dacă vă arăt, mie tot nu sunt mulțumit și la primăvară o să dărâm tot. De fapt, pe la vară. Și o să refac. Acum nu mai am timp și nici energie, pentru că e stresul prea mare și nu mai vreau. N-am bătut dragonul. Nu mai vreau să mai... Deci să-ți faci... Și un apartament, să ți-l faci așa cum vrei tu, e foarte greu și necesită timp. Și degeaba ai bani, că dacă ai bani, până poți să ai toți banii de pe lume, că nu îți face nimeni. Toți se uită numai să te facă, să te fure, să te prostească. Băi, și mi-e ciudă că, băi, eu sunt un om atât de simplu și chiar sunt bun pe chestii de ăștia. Dar
iarăși am pățit-o cu ăla, cu centrala, l-am chemat pe unul, dar ăla chiar m-a enervat, că ce dasem și l-am înjurat, l-am spurcat, l-am făcut și am zis că dacă îl prind, îl bat, că l-am chemat să-mi dea și mie drumul pe la centrală, să-mi facă garanția și ghiciți ce mi-a făcut. Vine, mă ia, vine și îmi tot comentează și mă minte și mă ăștia și n-aveai voie să-i zici nimica, că dacă îi ziceai, imediat ăsta ne-a sus și trebuia să zici că el. Și nu mai stați cu capul plecat, că dacă ai nevoie de un meseriaș, să stai să zici că el și să-l respecti. Dacă ești godie, ia și comportă-te cum trebuie cu el, adică ca atare. Dacă ești jigodie. Că am tot văzut, se tot practică în România treaba asta, toți. Lasă-l, că ai nevoie de el. Și dacă am nevoie, ce? Îl înjur pe ce vrea el și îl și bag dacă e de bine. Nu-l bag, vorba vine, dar îl înjur măcar. Ce vreți, mă? N-am înțeles treaba asta. Pe asta o avem noi, ca românii. Că așa ne place nou. Să vină câte unde ăsta să ne prostească. Nu, dar pe bune, așa e. Eu nu mai suport. Mă, cum se făceau ăștia? A, așa. Deci atât vă zic, nu mai sta să vă mai umilească vreunea caisă din ăsta. Cu patru clase, doar că el, pe da, meseria. Și dacă e meseria, ce? Și tu îi dai bani. Stai liniștit. Bă, dar nu-i ajung ăștia. Ne trebuie sen mult. Aș putea să fac și un pat? Eu ce să farmez până la 10 inimi. Am 7 acum. Că... Normal că am dreptate, frate, nu, deci eu nu mai suport, deci acum, sincer, eu vă zic și nu mi-e rușine. Hai, las că totul cu sus. Am tot văzut că se practică treaba asta și acum dacă tot am avut nevoie și chestii de genul, am mai stat pe lângă oameni și îți dai seama, eu sunt și genul care oarecum când văd că e nedreptate, mă revolt. Adică dacă eu te plătesc pentru serviciu, fă-l și fă-l cum trebuie. Și... Îi vezi, domne, comportă-te frumos cu el, că ai nevoie de el. Păi și dacă am nevoie de ce? Nu e altul. Fii om, eu când intru în magazin, zic pe la mereu, vă rog și mulțumesc. Ei de ce se comportă? Ei sun și auzi, ne, ce, aha. Stai, îl sun pe la apă, cu centrala și îi zic, domne, uite așa, puteți să veniți să-mi dați mie drumul la centrală, să facem aia. Da. Păi și când puteți să veniți? Azi. Păi, na, pe la ce oră, ca să știu și eu, că sunt cu muncă, sunt cu treaba, fac YouTube. Bine, că nu i-am zis că fac YouTube, dar vorba vine. Na, cât durează ca să știu și eu ce, cum organizez. Las că te sun eu când e. Păi mă, e așa, frate. Că te iau și, na, mai zic și una, da. Nu e așa? Nu mai stați, bă, după toți bețivii ăștia notori. Toți niște bețivi notori. Eu m-am sturat de ei. Deci știți care e treaba? Nu știu dacă ați văzut, în ultimul timp au tot venit prin România tot felul de meseriași din țări ăștia, din Nepal, din nu știu de unde. Am râs din ăștia. Ăștia de mi-am montat mie mobila, de am cumpărat da mobila. Au angajat doi sirieni sau nu știu ce erau, nu? Nu. Uite că nu mai știu de ce n-au. Dar din ăștia oricum, erau de prin Asia, Africa. Ba nu, din Africa cred că. Bă, și am râs săracii de ei, n-aveau haine, n-aveau ăștia. Păi le-am dat unuia, că nu mă știu chema, i-am dat geacă, i-am dat pantaloni, i-am dat, bă, și o geacă, aveam o geacă de la Free Fire. Eu am avut în viața mea așa geacă călduroasă, n-am purtat-o niciodată, i-am dat-o în nouță. Că pentru ei, vă dați seama, ăia vin de unde e cald toată ziua, îi dai aluia, pe ăla moare de fric, ce, că tremura săracul de el. Amărâți. Ăia, uite, cu ăia faci treabă. Și îmi vine mie neacaisă și îmi zice, domne, aia așa. Nu știu cum o să facem. Păi și cum o să facem, frate? Nu vrei, nu vii și caut pe altul, nu e nicio problemă. Iar vrea, domne,
dacă se poate să le dai și banii, să le faci tu munca, el doar să vină să dea apă cu pixul. Păi... Nu se face așa. Și de asta... Deci, pe aia bune că l-am... am făcut urât cu ăla apă cu centrala, chiar l-am înjurat urât. Dar și-a meritat-o. Și-a meritat-o ăla. Abia aștept să-l prind. Bine, să-l prind, să-l băscăresc așa puțin. Că e o jigodie de om. Luca are 20 de in. Păi dacă se joacă, băieți, eu n-am avut timp să fac live-uri și așa și n-am mai avut timp să mă joc. Că mă duceam și eu băgam la inim de nebuneam. Da, bă, băieți, cam... Deci cu apartamentul, deci tare mult mi-aș dori să fac un vlog numai cu pățaniile mele, doar ca să nu le faceți și voi, că... Și bă, am pierdut, frate, am băgat, cred că până acum, deci un apartament care era deja gata și a costat 92 și ceva de mii de euro, am mai băgat vreo 10.000 doar în chestii și am primit multe cadouri. Multă mobilă am primit-o cadou, la mobilă nouă, pe comandă, gen chestii prin casă și tot am băgat la bani. Na. Eu îmi dau seama cum poate să trăiască un om normal aici, în țara asta, că n-ai cum. E jale, frate, e jale când te gândești. Pe bune, este incredibil. Vamos Messi, Doamne ajută. Chiar nu mi-ar părea rău să-l văd. Abia aștept, uite că mai e puțin. Mai avem o oră jumate până începe meciul. Amice, în ziua de astăzi, toată lumea, da, bă, nu toată lumea, noi în mare parte ca români, noi suntem țepari de meserie, ne place să ne furăm unii pe alții. Și știi care e treaba? Cu ăla cu care, ăla care se comportă cel mai corect cu tine, tu pe ăla-l furi, că ești român. Da, în fine, e treaba lor, nu mă mai interesează. Chiar mă mai interesează, sunt aproape gata, aștept să vină și ăștia de la Digi odată să-mi pună internetul, Doamne ajută să termin săptămâna asta. Și aia e, dar nu vreau să mai aud. Și nu mai dau bani la meseria și înainte. Mi-ai terminat lucrarea, ți-am dat bani, nu, la revedere. Deci că ții cu Mbappé, nu, eu țin mai mult cu Haaland, dintre Haaland și Mbappé, dar nu pot să zic. Faci live în timpul meciului, nu, o să mă duc pe la terasă cu băieții, până mănânc și eu ceva, beau ceva. Faci fițe, dar la de muncește, păi ce am zis eu, ceva de la un pe de muncește, păi ce fițe fac, că eu am vorbit de ăștia care nu mi-au făcut. Păi eu asta zic, eu nu... Deci mi se pare, chiar asta vreau să zic, că mi se pare incredibil cum muncește un, cum poate să trăiască un om în România, frate, când te duci și pentru un dulap, un șifonier, ăsta pentru un dressing îți cere 7, 8.000, 9.000 de lei să ți-l facă ție pe comandă, să cadă bine, să nu pui gen să cadă urât în casă și să înconjurești tu spațiu, că până la urmă nu e numai de frumos, dar să fie și practic. Și îți cere și 7.000 de lei, păi de unde să-ți dea unul 7.000 de lei dacă n-are? Nu? Asta, hai să mai fac niște ăștia. E exagerat, deci mi se pare exagerat. Deci, s-a ajuns în țara asta, sincer, totul mi se pare exagerat. Te duci la magazine, la ăștia, na. Poți să mori. Nu încerc da nimeni nimic. Așa. Mi-ai dat foc la inimioară. Bă, hai că am făcut ceva TNT-uri. Așa, hai să aruncăm dirt-ul, aruncăm asta. Aruncăm ăștia. Am breaking, dă-te încolo. Așa. Târnă copa, avem topor, flinta asta, TNT-uri. Așa, aveam și eu niște poțiuni sus. Păi Ronaldo e ghelar real, adică se antrenează, nu știu dacă o să... Te-ai mutat încă? Nu? Nu vedeți, încă nu-s mutat. Îmi pare rău că n-am putut doar acum, dar facem donația după. E ceva mai complex și n-am chef să mă ascund cu datele pe aici, să poată să vadă ceva și...
stai să iau. Și o puțin alea. Bun. Ce părere despre... Da, am văzut asta. Cu noul... Cu Ronaldo. O să mă ajucăți brazi la micilor? Nu, suntem pe... Pe Minecraft-ul ăsta. Deocamdată. Și ne este bine aici. Ăsta cade. Ăștia cade. Bun. Românul meu s-a gândit la țepe ăla. Da, eu... Na. O să vin update. Gândește... Ce-ți descurci, frate, că... N-ai ce să te descurci. Eu, sincer, vă zic, am realizat că mie Dumnezeu mi-a dat mai mult decât aș fi putut visa în viața asta vreodată. Mi-a dat mult. Opa. Aici cred că am mai săpat leguma aia. A? Bă, vezi că e bine aici. S-a mai săpat pe aici. Hai că s-a săpat. Suntem la stratul 13 aici. Hai să mai băgăm niște TNT-uri pe aici, a? Oh, goldean. Bun. Ia uite-l, tat. Mă, când eu zic, da, cine-i norocosul, norocosul? Păi mă spăr și mai fac cu inima. Dar mai trebuie și diamante, dar mai mă acasă. Hai băieții, îi dăm cu TNT-uri. Una. Una, două, trei. Aici punem din trei în trei. Adică oare o exploda? Așa. E bine, cred că așa. Nu, n-aș vrea să se ducă în jos. E bine, a? Una, două, trei, aici. Bun. Trei blocuri trebuie să fie. Facem aici mare bubuială! Dai pe geancuri. Cât era? F3G. Dai pe geancuri. Hai să dăm așa. Ia să vedem. Zboară. Go baby, go. Mamă! Din prima! Ia uite încă două la băiatul. Dacă când o pun, o pun cu sacul. Merge mintea la băiatul. Merge mintea la băiatul, la băiatul. Da, păi când o pun, o pun cu sacul. Dar merge mintea la băiatul. Dar merge mintea la băiatul, la băiatul. Păi când o pun, o pun cu sacul. Merge mintea la băiatul. Dar e prea multă la băieții. Ai, e bine și așa. Dăm așa, consumăm TNT-urile ăștia pe aici și după aia mai vedem. Pe când o pun cu sacul, merge mintea la băiatul, merge mintea la băiatul, la băiatul. Ia stai și pe aici, bercică. Avem lopată. Ne mai uităm așa, știi, mai scoatem cap. Trebuie să minez la marginea ceancului. Păi și aici unde suntem? Nu ești la margine. Nu e regulă că e la margine, eu nu cred că e la... Uite, începem de aici, uite. Una. Stai că e prea des.
3. Sănătat. Nu, aici e prea des. Bam. Bam. Da, da, cât gol să și așa. Nu stai că pe ăsta îl sparg. Pe când o pun cu sacul, merge mintea la băiatul. Merge mintea la băiatul, la băiatul. Bam, iau tu două aici. Trei, fiți atenți, mâncavași. Dar sunt bogat și bine îmi pare. Au teretată, nouă deja. Eu zic că suntem pe Blanaus. Zecele de la Lorena, trebuie să ai toate mână în mână ca să nu mori. Bă, la ce protecție am, crede-mă, sora mea, că nu cred că am cum să mor. Crede-mă. Nu cred că pot să mor. Așa de ușor, dacă mă crezi. Totuși, sunt și eu cineva. Hai că mai avem, cred că mai dăm două mâini și ghe. Așa. Oh, yeah. Ia să-i dăm la stratul 13. Hai să dăm pe aici, pe la 14 de asta. Ohoho, n-aș pe aici. Nu-mi place. Prea multă lavă. Nu-mi place. Mamă, să mor, iertați-mă. Nu uitați. Mamă, dacă ați văzut asta, cred că vomitați. Băi, frate. De ce am răcit eu așa? Azi am stat numai pe live-uri. Bă, las că e bine. Nu te plictisi că e frig afară. E frig rău să nu ești afară că faceți cavie. Da. Vreți să vedeți halul ăsta? Plâng. Am lacrimi în ochi. E corpul, e bolnavior. Eu sincer vă zic, deci nu prea vreau să fac live. Da, mă știu. Pe unde am venit? Aoleu, Doamne, bolnăvior sunt. Pe aici am venit, deci hai să facem aici un semn ceva. Uite așa, să ne dăm seama, dar nu e bine. Hai, bercică, revinu-ți. N-ai, nu mor tu din asta. Pe aici s-a mai săpat. Încă 10 lei sănătate. Mersi mult. Uitați-vă și voi cum încurg ochii. Încurg ochii. Eu am vrut să anulez live-ul. Sincer, că nu mă simțeam în stare. Da, zis, băi, e pentru o cauză nobilă, nu... Nu pot să anulez. Zice lumea după că... Că n-am vrut. Că eu vreau numai bani. Și nu-s chiar așa de rău, dar uite mă supără starea asta prin care trec. Sunt bolnavior. Au. Sunăm la 1-2, nu, Johnule, că sunt bine, mai rezist. Sau măcar stai așa, după finală. După finală, poate. Hai, păi când o pun cu sacul, merge mintea la băiatul, merge mintea la băiatul, la băiatul. Hai, mă, hai pe aici. Una. Bam. Hai că am găsit bine.
Eu zic că ne-am găsit bine, dar nu știu ce are sub super chat-ul ăsta de mă supăr așa. Bam. Una, două, trei. Aici. Aici. Uite, asta, pe asta l-am pus chiar la marginea ceancului. Doamne, cât de răci sunt. Uite aici. Aici, așa, băi. Aulea, grea e răceala asta. Bă, foc de voie. Haide. Au. Mai că. Merge. Hai să mergem acolo. Nu ratăm nimic. Mergem în inspecție. Uite la acolo. Pe nonorocit. Cam multă lavă văd. Cam multă lavă și mă cam super pe aici. Care faci mă așa urât? Păi când o pun o... Mama, să nu cadă asta în lavă și dacă cade ce? Că o se pierde, știați? Nu știați? Ba, știați. Normal că știați. Zboară, puiule, zboară. Uite încă două pe aici. Bă, nu e mai eficient așa, dar e mai interesant. O să adaugi membrii pe canal? Normal. O, oh, trei am găsit aici. Oh, yeah. Da, sigur că da. Mamă. Bă, băieți, dați-mi așa o știință. Cred că cineva încearcă să-mi spargă canalul acum live, știi? Bă, 12 ăștia, eu sunt mulțumit. Te-am primit codul. Dar eu nu știu că de-aia e și telefon, de-aia e și nebunie, adică nu prea e cum să mai furi un canal. Bine, poți, genul lui Oviță, să știți că Oviță nu a accesat link-uri și ăștia. Pur și simplu, i l-au furat. Deci nu i-au furat mail-ul tot, asta se întâmplă, știi? Deci și munca lui de o viață se dusese așa. Te văd de aici. Unde e mă ăla? Bun. Mai luăm niște enderpearl-uri de așa, la mișto. Așa. Hai să le terminăm și pe... What? S-a blocat mâncava și... Flying. Ah, ok. Da, să nu cumva să se vadă vreun IP ceva. Ah. Ce bă? Mi-au dat bani mâncava și... Mi-au dat bani de pe server, bă. A, bani, da. Îți mulțumesc, Gani, ești un dulce. Bă, dacă tot s-a întâmplat ce s-a întâmplat, v-am promis ceva. Că configurăm un RSQ8. RSQ8 configurator. Vreți? Da sau nu? Hai să ne facem viața live.
Să comand și eu niște șuzețele. Adu repede. Adu-mi repede șervețele, că nu mai pot. Bun. Hai să băgăm cu Audi-le mâncavași. Ba, dar eu mi-aș face un R7 totuși. Q8 Tron RS. Hai, ce vreți? RS3, limuzina Avant, RS8, RS5, RS6, RS7 nu mai au? Bă, și eu vreau să... E și RS6 mișto. Ce băgăm, băieții? Ziceți rapid, ce mașină vreți să băgăm? Hai. La 7 avem doar unul. Nu vreau la RS. Nici rom nu avem pe aici. RS8. Păi n-avem, avem RSQ3, RS5 Sportback, RS4, RS6. Au. Îți scuze. Ziceți. Hai mă pe RSQ8. Ce motor avem pe el? RSQ8 TFSI. Avem așa. Păi și care e diferența între asta? Stați puțin. Baza. Care e diferența de asta? Hai să dăm ăstuia start. Selecție. Benzină. 4. Automat. Păi asta e singurul model. Avem 600 de cai. Bun. Până acum nimic special cu ea. Arată bine, într-adevăr, dar nu e de special pe stradă. Așa. Culoarea. Aici. Parcă îi stă pe galbenul ăsta. Îi stă sau nu? Ia trei dacă pot să mă uite trei. A, doi de las. A, alb, ia să... Nu, galbenul ăsta îi stă. Îi stă pe galbenul ăsta. Jante. Ăștia-s berbericiuni. Jante pe 23. Încă 2000 de euro, dar fac toți banii ăștia, după părerea mea. Dotări. Punem și-o de asta, că cine știe cum faci vreun copil? Sau negru, vreți negru? Ha, mai că vor... Vor băieții negru. Negru îl facem tată, gata. Ăștia le vreau negre. Aplică. Oglinzi în carbon. Bun. Negre nu. Cârlig nu vreau. Oh, faruri Matrix LED. Inscripționare, eliminare, inscripționare model. Nu, e RS și vreau să se vadă. Farurile. Ia uite-le, tată, vezi, sunt alea berberite, îi punem alea Matrix. Geamuri, fumurii. Bă, dar vezi că e mai bun ăsta decât ăla de la Lamborghini. Oglinzi este antiorbire cu memorie. Clar, 200 de euro. Ce mai sunt 200 de euro? Pachet optic carbon, negru lucios. Pagă tot, carbon negru. A, uite, gata, am văzut. Vedeți, uite, ăștia pe la geamuri și pe la bară. Bam. Pachet optic negru plus. Are parbrizul mai negru. Și sistema, cum am și eu pe 8. Parbriz cu încălzire fără fibre vizibile. Ci că ne mai trebuie, nu mai știu ce, o rongi pe asta. Parbriz cu protecție acustică. A, nu merge. Ștergătoare parbriz adaptive. Trapă panoramică. Am pus trapă panoramică. Vopsire integrală. Ce-o fi asta, nu știu. O luăm. Bă, cam așa arată. Hai că arată bine. Mamă, ce mișto e să-mi bat picior. Bă, da, e foarte bun configuratorul ăsta.
13 litri consumă asta. Așa. Audi Phone Box, am pus-o. Sistem audio Bang & Olufsen, 7000 de euro să fie. Bang & Olufsen. Avem și Twitter-ele. Vedeți? Cine achită totalul? Păi voi, donați și mi-l luați și mie. Nu? Receptor radio și DVD. Ce e asta, mă? Redarea în timpul deplasării nu este posibilă. Vrăjeală, că o duc pe la unul și mă decodează și pot să bag și clipuri. Unitate DVD. Da, nu trebuie, frate, că nu mai bag clipuri. Alte dotări vreau. Airbag-uri laterale spate, da. Asistență, vizibilitate pe timp de noapte. Băgăm și asta. Audi Connect Key. Băgăm și asta. Nu mai băgăm. A, sau? Ia stai, ne costă 100 și ceva de euro. Adăugare, cheie, confort cu sistem de alarmă. Pun o tată și pe asta. Audi Virtual Cockpit Plus. Pun. Bă, păi și asta merge să o pun sau nu? Nu știu ce am făcut aici, în fine. Avertizare la părăsirea benzii de rulare. Merge și asta. Avertizare la schimbarea benzii. Da, ba nu. Bare lucinare din aluminiu, nu, asta nu trebuie. Bang & Olufsen am pus, carcasă. Carcase ăștia am pus. Centuri de siguranță Audi exclusiv. Nu știu ce înseamnă, punem. Cheie confort cu sistem de alarmă. A, dotare suplimentară Alcantara piele. Așa. Bă, dar la interior eu n-am văzut. Stați că avem multe de băgat aici. Covorașe Audi exclusive. Merge. Cheie confort cu sistem de alarmă. Asta merge să o bag. Audi Connect Key. Nu știu ce se bate în cap. Covor, portbagaj, pliabil. Nu-mi place. Emblema RS inscripționate pe scaun. Băgăm. Elemente interioare îmbrăcate în piele. Pachet piele integral. Băgăm. Dotări suplimentare piele neagră. Etrieri frână roșii. Farurile le-am pus. Dar de ce n-au și poze? Frâne ceramice, nu, că scumpe. Frâne ceramice, nu. Garanție extinsă încă un an. Bag. Geamuri laterale cu protecție acustică. Merge și asta. Vezi că dacă s-au pus... Vezi că s-au pus echipele. Hai să vedem echipele. Hai să le vedeți și voi. Nu s-au... Ba da, s-au pus. Franța, Lori, Koundé, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouaméni, Griezmann, Rabiot, Mbappé, Giroud, Dembélé. Martinez, Tagliafico, Otamendi, Romero, Monila. De Paul, Di Maria joacă titular, sunteți nebuni. Fernandez, McAllister, scuze. Alvarez și Messi. Vreau să văd. Acuna rezervă, Dybala, Corea. Lautaro rezervă. Poate cât câștigă Ronaldo într-o zi, e mașina asta la arabi. Ăștia cine au pe bancă? Konate, Pavard, o să-l bage pe Pavard. Camavinga, probabil, Coman, mamă, au și ăștia. Dar în apărare n-au nimic, mă, Cavaș. Nu știu, e puțin cu dușul. Hai să ne continuăm ăștia. Instalație, încălzire și ventila. Da, merge pe scaune. Head-up display, nu-l folosesc, dar pun. Mufe USB pentru care ca spate. Ornamente interioare, nu. Mă, uite că la unele sunt poze. Carbon, tată. Ornamente Audi exclusiv. Așa, sper că vedeți prețul, da?
Costă, nu știu ce, 5.000 de euro mâncava. Pachet designeres gri. Nu. Negru plus. Remote. Pachet park assist remote. Assist plus ăsta. A? Nu. Pachet pentru fumători, ne trebuie și asta. Bun. Plafon negru Alcantara. Bun. Recunoașterilor indicatorilor rutiere. O pun și pe asta, îmi place. Nu pot să o pun că nu știu ce. Bă, dar ce se întâmplă? Scaune față ventilate. Merge. A, cu masaj. Stai, băi. Mie mi-le dai pe ăștia. Sa... Așa. Sistem de evacuare. A, aia da. Soft close, exact. Credeam că nu mai întrebi. Telecom, adaptare din piele, nu știu. Viteză maximă limitată, nu trebuie cât mai tare. Accesorii, ia să vedem ce mai luăm. Iau și pentru la copil. Trebuie copil. Preșul de cauciuc nu trebuie să jos de iarnă, nu, că nu o scot iarna. Schi nu trebuie. De aici am prea mijloc. Sărăci. Bun. Continuă. Ați văzut prețul. Gata, și-a revenit. Scuze. Cred că de la prețul ăsta, da, și voi un refresh, că n-am mai rezistat. Bun venit, Lorena, te pup. Lorena Claudia este prima dată la Barosan, dați și voi un refresh acolo, că, na, se mai întâmplă. Cred că de la prețul ăsta a luat o rază, mâncava și 200 de mii. Da, bă, dar arată mișto, ziceți voi. O erate pe 30 de ani? Nea. N-aș lua. E mișto, dar... Bă, e mișto, n-ai ce zice. Și nici prețul nu e atât de mare. E RSQ8, fuge 600 de cai. Uite, mamă, ce mașină mi-a făcut. E mișto. Nu i-ai pus badamă, are și scaune încălzite și ventilate și cu masaj, ce-i? Oh, yeah. Ce vorbim, ești nebun, are și masaj în scaune. Ia uite. Belicos, ia uite mă, hai, țineți acolo. Nu uitați, stați puțin. Așa. Bun. Nu uitați, de aici vă puteți lua bilete la Gaming Marathon, aveți, doamne, la București Gaming Week, sunt, îmi e rău, deci îmi e rău, sunt bolnav. Nu uitați, de aici vă puteți lua bilete, 13-14 octombrie 2023, adică mai puțin de un an, dar e bine să le luați din timp, că aveți o mulțime de reduceri. De asemenea, Samsung, dacă vă faceți ceva cu ochiul de aici, să faceți un cadou a persoanelor dragi sau celor care au nevoie, o mașină spălată, un frigider. Eu mi-am luat un frigider bombă de la Samsung. Nu știu dacă îl găsesc pe aici, e unul așa din sticlă. Am dat o groază de bani pe el, dar merită, că e altă frumos. Nu uitați de George Cycle. Ei își caută... De fapt, nu, dacă... ai reduceri la restaurante, cluburi și evenimente unde ei sunt parteneri, dacă ai un car George sau ceva de genul. De asemenea, echipa Gaming Marathon, Bucharest Gaming Week, Gaming Video Wars și eSports Summit București caută oameni. Așa că dacă vreți să faceți parte din echipă, puteți să dați un e-mail la Bortun Olteanu, adică la office@dbopeople.ro și să le spuneți că sunteți interesanți, se caută oameni. Eu chiar vă mulțumesc, o să... Uite, aici aveam și un Minecraft-ul.
Eu chiar vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc mult. Vreau să ne revedem cu live-urile. Vreau să facem live-uri mult mai des. Eu aș fi vrut multe meciuri de la Mondial să facem live, dar nu s-a putut. Stai că iarăși s-a defocalizat asta. Aie. Gata. Eu am fost al vostru Bercică, fix 2 ore am fost live, dar chiar sunt într-o stare, după cum vedeți, și vreau să mă duc să iau pastilă că începe meciul. V-am pupat, să fiți iubiți, eu beau ceai, eu uite am ceai. Avem aici și mingea de la Mondial, ia uite-o. Hai să mai arăt o dată mingea. Hai că vă mai arăt o dată mingea, uite. Mulțumim. Ia uitați-vă, băieți, ce părere aveți. A? Hai că o știți de aici pentru voi. Minge out. Ahrihla. Și ce frumos miroase. Deci voi vă gândiți că cu mingea asta a jucat Messi, a jucat Ronaldo acum cu mingea asta. Pe care o țin în mână. Mamă, ce dragă mie. Ia uite. Fac și eu două, trei așa, apăta pe genunchi, uite, stai. Că mi-e greu apăta pe genunchi, ești nebun. Dar fac așa, de jos. Ia uite, stai. Gata, mă, ce să vă mai învăț? Vreți să vă învăț școală? Hai, nu mai. Hai, v-am pupat, să fiți iubiți. Nu uitați, am pus și o video dacă vreți să-l vedeți cu GTA. Intrați chiar acum. Doamne ajută, sănătate. Și v-am pupat. Pa, pa.